Astăzi au avut loc o ședință a directorilor unităților de învățământ din județul Mehedinți, în sala de festivități a Liceului Tehnologic Decebal din Robeta Turnu Severin, organizată de echipa Inspectoratului Județean Mehedinți. Întâlnirea a avut ca temă centrală organizarea activității în cadrul instituțiilor de învățământ. Astăzi ne întâlnim într-o dublă calitate. Vom avea acum o oră ședință cu directorii, iar imediat după vom avea centrul metodic al directorilor. De asemenea, la eveniment au participat și reprezentanții structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Educației, s-a semnat un plan de măsuri, iată la sfârșitul anului școlar, în baza unei campanii de prevenire a faptelor antisociale, a prevenirii portului la obiectelor interzise de învățământ, și aici ne referim la ce înseamnă cuțit, box, alte de obiecte, bastoane, telescopice, precum și prevenirea violenței, a bullying-ului, a consumului de substanțe interzise. În cooperare cu celelalte structuri din cadrul MEI, vă asigurăm de tot sprijinul nostru și colaborare în realizarea unui climat optim în zona instituțiilor de învățământ. Constăm pe sprijinul dumneavoastră în ceea ce privește semnalarea potențialelor comportamente antisociale. Să dăm o importanță în continuare mare modului de tratare a exercițiilor de evacuare pe care se fac în interiorul de învățământ, iar partea de avizare autorizare, care, așa cum a spus-o și domnul comisar Tulică, este vizată de la cel mai înalt nivel președinției Guvern al României din acel PNCA, s-o aveți în vedere astfel încât din demersurile care au început prin PNRR, este posibil și legislația schimbată la noi, să găsim anumite circunstanțe de a mai scoate sau mai reduce numărul unităților de învățământ neautorizate. În plus, pe partea de siguranță școlară, polițiștii mehedințeni au transmis că este foarte importantă supravegherea elevilor pe perioada pauzelor, responsabilitate ce aparține personalului didactic.